Temperaturile înregistrate în această iarnă în România sunt cu mult mai ridicate decât normalul perioadei. Căldura nefirească din timpul zilei afectează cel mai mult culturile din câmp, care la această dată ar fi trebuit să hiberneze protejate de un strat de zăpadă. Clima a luat-o razna. România se confruntă cu episoade de vreme capricioasă, iar acest lucru îi îngrijorează pe agricultori. Sunt zile, sunt variații între 2-3 zile cald, 2-3 zile frig, dar între noapte și zi oricum este diferență și nefiind pătura de zăpadă, automat legumele sunt prafăcute, ce să vă zic. Deci chiar sunt. Schimbările de climă afectează foarte mult agricultura. Schimbările de climă, da, afectează, pentru că nu mai este, măcar dacă ninge acum, a nins în alte părți, atunci vă dați seama că era, vă spusă, era pătura aia protectoare, care planta se dezvoltă sub ea, crește, dar așa ea îngheață, ziua se dezgheață un pic, pe urmă iar noaptea iar îngheață și tot așa până o găsesc nebunile, se face neagră. Temperaturile exterioare extrem de ridicate din decembrie și ianuarie dezechilibrează viața plantelor care ar trebui să se afle iarna în etapa de repaus. Teoretic, abia în primăvară ar trebui să ajungă în faza de pornire în vegetație, apoi de înflorire. Deocamdată e norocul la pomi, că încă nu s-au deschis mugurii, dar vă dați seama, dacă ar fi să deschidă și mugurii la pomi, atunci chiar că și pomii vor fi făcuți praf. Dar legumele chiar sunt urâte. Urâte, urâte, chiar urâte. Or fi ele naturale, bio, dar sunt urâte. Ceapa e în solar și salata și tot, dar neîncălzite. Deci ce se încălzește de la soare? Ziua, noaptea îngheață, cade gheața aia de pe folie pe ele și tot așa. Asta e. Și de asemenea se anunță că iarna va continua până în primăvară, chiar până da, la martie. Continuă până în mai. N-ați văzut că și în aprilie a fost frig. Ce să vă zic? Ce înseamnă acest lucru pentru rău. Faci treabă, muncești și muncești degeaba. Pentru că când e să le valorifici, n-ai ce să valorifici, că n-au esteticul care arată la, ca alea care sunt aduse din afară. Deci ce se aduce din import, totul arată bine, deși gustul e total diferit. Da? Foarte mulți se uită ca să fie aspect, nu să fie gustos. Din cauza temperaturilor mai înalte și a lipsei de precipitații din Mehedinți, riscul de a rămâne fără recoltă este unul ridicat. Partea îngrijorătoare este că din nou o să ne bazăm pe produsele importate și produsele românești cu adevărat gustoase vor fi lăsate deoparte. Ars salata, uitați frunzele la salata, s-au ars, ia uitați cum se ard. Vedeți? De la... Ia uitați. Să vă arăt una mai ars, așa, uitați. Vedeți? Uite. Din ce cauză s-a ars? Păi din cauza frigului. Din cauza frigului, domnule. Uite, lăsa să vă arăt alta. Ia uitați. Vedeți? Ia. Vremea caldă de la mijlocul iernii derutează și pomii fructiferi și vița de vie, care tind să înmugurească mai devreme, înainte să treacă pericolul înghețului. Schimbările bruște de temperatură în ianuarie sau februarie ar putea cauza dispariția mugurilor și implicit compromiterea culturii.